Bătrâna a fost adusă vineri dimineață pe 11 ianuarie în stare gravă la Spitalul Municipal Fălticeni, iar de acolo a fost transferată la Spitalul Județean Suceava. Medicii de aici au decis transferarea ei cu elicopterul SMURD la Iași. Femeia a fost transportată la aeroportul de la Salcea, de unde a fost preluată de elicopterul SMURD. Medicii dau acestea șanse minime de supraviețuire. În cursul dimineții am primit o pacientă în vârstă de 70 de ani de la Spitalul Fălticeni, prezentând arsuri gradul 2, 3 și 4, aproximativ 90% din suprafața corporală, prin combustie spontană. Din câte am înțeles, a fost vorba de o tentativă de a prinde focul în casă. În momentul în care a ajuns la unitatea de primire a urgențelor, s-au luat toate măsurile necesare stabilizării pacientei, a fost intubată, protezată respirator, s-a efectuat toaleta plăcilor, s-a administrat antitetanosul și, conform protocoale, s-a luat legătura cu centrul operativ de la București. Întrucât, din cauza condițiilor atmosferice, nu s-a putut face transferul cu elicopterul de la Bacău spre București, existând o zonă de turbulențe și de manifestări climatice care nu permit zborul elicopterului, s-a luat decizia de a fi îndrumată către centrul de arși de la Iași, unde pacienta va fi monitorizată și se va lua decizia ulterioară asupra tratamentului. Bătrâna s-a ales cu arsuri de gradele 1, 2, 3 și 4 pe 90% din suprafața corpului, în timp ce încerca să aprindă focul în sobă pentru a se încălzi. Femeia a pus pe foc benzină, flacăra i-a atins hainele și așa a luat foc.